Agache Mihai Gabriel, de 19 ani, criminal, Cândea Vasile Lucian, în vârstă de 29 de ani, victima unei iubiri, Alina Tărău, de numai 17 ani, vinovată moral pentru crimă. Se întâlnea cu cei doi bărbați în același timp. I-a cerut celui de 19 ani să o ajute să scape de Cândea Vasile. Și de aici s-a ajuns la crima care a șocat oamenii legii și localnicii din Schiela. Acesta este scenariul cumplitei tragedii. Cei doi tineri s-au întâlnit pentru a discuta cu cine va rămâne fata care i-a măgea pe amândoi. După ceva timp, în comuna Schiela, apare o mașină plină de sânge, autoturismul lui Vasile Cândea, dar el era de negăsit. Familia băiatului s-a gândit la ce era mai rău. După câte înțelesei aici, fata mai avea un prieten și s-ar fi certat amândoi odată, nu știu. Eu azi aflai. Noi tot sperăm să nu fie ce bănuim, da. Adică să... În acest timp, la poliție erau audiați Alina Tărău, vara acesteia, și Mihai Gabriel Agache. Cei trei susțineau că nu știu nimic despre celălalt băiat, deși după ce l-au omorât, au ieșit în oraș. Mai mult decât atât, s-au dus la un motel unde au întreținut relații sexuale. Nu are nicio legătură, nu știu nimic de distracția lui. Într-adevăr, e prietenul lui, dar ei, dar nu știu nimic. Nu ți-a spus nimic? După puțin timp, la audieri, tinerul recunoaște că doar l-a înjunghiat pe rivalul său și l-a aruncat din mașină la podul de la Turcinești, după care i-a furat telefoanele și mașina acestuia a abandonat-o în Schiela. Declarație falsă însă, tânărul era de negăsit. Au început căutările cu 63 de polițiști și jandarmi, dar în zadar. Ca să nu pierdem timpul, am o rugăminte. Ne desfășurăm din gardul ăsta, de dincoace de drum. Deci, ce este în afara curților oamenilor? Până la apă și aproximativ 50 de metri, 100 de metri maxim dincolo de apă. Criminalul și-a recunoscut fapta abia după ce trupul tânărului a fost găsit de un localnic în curtea unei case părăsite. Era mâncat de câini. Ce ai făcut? L-ai omorât? Unde e? Am aducet gustă-l văzut. L-ai omorât sau nu? Am văzut o mână de omorât. Să nevastă mea. Cum nu se poate? Și am zis ceva de chestia. Veni cu Alin, care s-a rămas cu fiul meu și cu nevastă mea. Când s-a împins de portița mică, se zicea portița, nu mă împinsui, nu intrai, nu să văd urmele, mă uitai pe sigar, mama, că mă zic, tu, așa, am început și eu să te văd. Deși suspectul a încercat să ne inducă pe o pistă falsă în ceea ce privește locul unde își abandonase victima, după mai multe ore de căutare, aceasta a fost găsită, din păcate a fost găsită decedată în curtea unui imobil nelocuit. Părinții băiatului, când au aflat că fiul lor este mort, au simțit că le fuge pământul de sub picioare. Lăsați-mă să-l văd! Lăsați-mă să-l văd! Lăsați-mă! Lăsați-mă să-l văd! Criminalul a primit mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile. Este cercetat pentru omor.